Știți că folosim cu oarecare tâlc o vorbă și a spune ceva în genul: ai grijă ce-ți dorești, că câteodată, da, s-ar putea să primești, poate mai rar, da, primești. De ce vă spun asta? Pentru că eu pornesc în această seară de la o concluzie și de la o premisă, cred, bine stabilită, împământenită în mentalitatea noastră evanghelică, bisericească, cum o vreți, indiferent de confesiune, de congregație, de orientare teologică, mă refer creștină, pornim de la următoarea premisă, și anume că ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Acum nici n-are rost să vă pun să vă ridicați mâinile sus, pentru că vi se spune fratele, dar clar că evident, cine de aici nu vrea să vorbească Dumnezeu? Haideți să fim onești. Am convingerea fermă că toți care suntem adunați aici chiar ne dorim, asta e dorința noastră, da? Să ne vorbească Dumnezeu. Însă, vreau să spun ceva legat de asta. Faptul că îți dorești să-ți vorbească Dumnezeu un lucru bun, dar s-ar putea ca modul prin care Dumnezeu îți vorbește să nu-ți prea placă. Să-ți placă ideea de a-ți vorbi Dumnezeu, dar nu și modul în care Dumnezeu uneori îți vorbește. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod capitolul 20, poporul lui Dumnezeu este la poalele muntelui Sinai, e foarte fain, îți semne, îți minuni, totul încă roz. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise se urcă pe munte, nu, să primească legea. Și se întâmplă ceva extraordinar acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod 20 cu 18, că Dumnezeu începe să vorbească. Și știți cum vorbește Dumnezeu? Cu tunete și fulgere. Frate Dorin, ne-a luat așa prea dintr-o dată acum. Asta este un mod în care Dumnezeu alege să vorbească poporului, cu tunete și cu fulgere. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt atâta de șocați evrei, încât îl cheamă pe Moise și zice așa: Moise, nu ne prea te iubim oricum, dar știi care e ideea? Mai bine să ne vorbească Dumnezeu prin tine, decât să ne vorbească nouă Dumnezeu direct. Și aleg dintr-o dată să paseze modalitatea prin care Dumnezeu să le vorbească. Nu e așa, pentru că, dragii mei, ne dorim, ne place ideea să ne vorbească Dumnezeu, dar uneori nu ne place modul prin care Dumnezeu ne vorbește. Mai mult de atât, spun și pornesc de la premisa că ne place și am vrea să ne vorbească Dumnezeu, dar vedeți, dragii mei, s-ar putea ca locul în care Dumnezeu vrea să ne vorbească să nu ne placă nouă. Dacă e cu putință, nouă ne-ar place ca Dumnezeu să ne vorbească în canapea, acasă, în living, cam după ce am butonat telefonul, după ce ne-am plictisit o leacă pe YouTube sau pe nu știu ce serial, și să avem de un mic moment de 5 minute până să răcește cafeaua, până să, știu, răcește ceaiul, să ne vorbească Domnul. Dar ascultați-mă, există momente și locuri, vreau să spun mai apoi, în care Dumnezeu îți vorbește. Și uneori locul în care Dumnezeu te cheamă să-ți vorbească nu prea îți place. Vă spun asta pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost un om pe nume Ioan. Și foarte interesant că Dumnezeu precizează acolo locul în care vorbește Dumnezeu lui Ioan. Poate că te aștepta uneori să-ți vorbească în biserică. Poate că te aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească când ți-e bine și când e totul frumos și parcă toate simțurile tale sunt conectate spiritual. Dar și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune acolo, în Evanghelia după Luca, spune cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, Evanghelia după Luca, capitolul 3, fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, unde? În pustiu. Nu prea ne place să ne vorbească Domnul în pustiu. Știți că pustiul ăsta poate să fie chiar un loc geografic, dar dați-mi voi să vă spun că pustiul ăsta poate să aibă și o altă semnificație. S-ar putea ca uneori, dragii mei, locuri în care Dumnezeu cu adevărat poate să stea de vorbă cu tine și vrea să vorbească, este într-un pustiu financiar. Cât ai avut bani, nu pe ai putut asculta de vocea Domnului. Când banii nu mai vorbesc, Doamne, acum ați falit, îți dator, îți pârlit, vorbește-mi. S-ar putea ca pustiul în care Dumnezeu să-ți vorbească să fie unul de natură relațională, în care efectiv să nu mai ai un prieten pe lângă tine.
Și poate că Dumnezeu efectiv o trebuie să, la un moment dat, să îngăduie toate dezamăgirile relaționale pe care le ai în viață, oameni pe care îi iubiți și care nu ți-au împărtășit iubirea și ai fost dezamăgit crunt de ei, știți de ce? O vrut Dumnezeu să facă curățenie în cercul tău relațional pentru că unor doar așa îți poate vorbi. Îți place ideea, nu-i așa, ca Dumnezeu să-ți vorbească, dar uneori locul în care Dumnezeu îți vorbește e mai greu și poate să fie chiar pustiul. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să vă spun că nouă ne place și vrem și agrem ideea ca Dumnezeu să ne vorbească, dar s-ar putea ca momentul pe care Dumnezeu îl alege mai apoi să ne vorbească să fie unul care nouă nu ne place. Gândiți-vă la Zaharia și la Elisabeta, doi oameni despre care vorbim, apar și în textul ăsta biblic, asociat cu Maria, cu evenimentele acestea, doi oameni care ani de zile s-au rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească în dreptul cauzelor lor. Îmi imaginez că oamenii ăștia la fiecare program de biserică veneau, avem și noi o cauză, vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Nu vrem nimic, nu vrem bani, nu vrem avere, vrem un singur lucru, un copil. Și s-au rugat și s-au rugat și s-au rugat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Dumnezeu alege un moment când să le vorbească. Apare la Zaharia care era în templu, zice, felicitări, rugăciunile tale au fost ascultate. Acum, dragii mei, spune cuvântul Domnului că Zaharia, șocat de tot ce îi spune Gavril, același Gavril, se întoarce acasă și auziți ce spune Biblia. Evanghelia după Luca, capitolul 1, cu versetul 23. După ce s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă peste câtva timp, atenție, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și de bucurie. Îmi plac foarte mult chestiile astea, știți, când acum toți deja ne spun cam știu o să fie băiat sau fată. Cu baloane se sparg și se apare culoarea. Oameni buni, și ce spune Biblia? Că Elisabeta aproape a fost în depresie când a aflat că e însărcinată la bătrânețe. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice că și s-a ținut ascunsă de tot cât. Veștile bune circulă repede. 5 luni de zile asta nu a ieșit din casă. 5 luni de zile s-a ascuns săraca, știți de ce? Pentru că în mintea ei, că își zicea ea, auziți ce își spune Elisabeta, zice, iată ce mi-a făcut Domnul. Și auziți, când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o care dintre oameni, acum, serios, Doamne, ăsta e momentul? M-am rugat atâta timp să mă binecuvântez, dar Doamne, ce să fac acum, la anii ăștia? Pentru că, dragii mei, agrem și ne place ideea ca Dumnezeu să ne vorbească, dar s-ar putea, ascultați-mă, ca modul în care Dumnezeu îți vorbește să nu-ți placă. S-ar putea, mai apoi, ca locul în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească și te aduce în pustiu să nu-ți placă. S-ar putea, mai apoi, ca momentul să nu-ți placă și s-ar putea să mai fie încă un lucru care nu-ți place. Și aici vreau să ajungem într-un subiect mai adânc. S-ar putea ca mesajul să nu-ți placă. S-ar putea să-ți placă ideea ca Dumnezeu să-ți vorbească și toți vrem, de atâtea ori aud și mă rog și eu ca și dumneavoastră și avem cântări, vorbește-ne, Doamne, suntem aici, sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, Te voi asculta, vorbește că robul Tău ascultă, e foarte fain, avem slogane, e frumos. Dar s-ar putea că atunci când auzi mesajul lui Dumnezeu să nu-ți placă ce auzi. Aduceți aminte că la un moment dat Iisus îl cheamă pe un tânăr bogat și a zis, hai după mine, oameni buni, să-ți adeseze Iisus direct, personal. Și ăsta e plin de bucurie, nu a zis? Dar Iisus îi spune, vinde tot ce ai, dă la săraci și hai să-ți împlinești chemarea. Nu mă mulțam, Doamne ajută. Până aici a fost. Tot entuziasmul lui s-a terminat. Și de ce, dragii mei? Pentru că eu vreau să vă întreb în această seară și este tocmai titlul gândurilor mele și vreau să fiți foarte atenți, serioși sunteți deja, cred, sunt, dar și atenți. Vreau să vă întreb ceva. În același timp, întrebându-vă pe voi, nu fac distanță între mine și voi, dimpotrivă, mă întreb pe mine în primul rând. Ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Asta este titlul gândurilor mele. Ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Pentru că în urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu prin Arhanghelul Gavril vorbește unei fecioare pe nume Maria. Și o să ne uităm, dragii mei, în această seară la acest conținut al mesajului lui Dumnezeu. Și după aceea, la final, vreau încă o dată să evaluăm întrebarea asta. Ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Pentru că vreau să vă spun 4 principii. Primul din ele este acesta.
Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, dacă ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu, ascultă-mă. Primul criteriu, trebuie să ai credință în alegerile pe care le face El pentru tine. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, tu trebuie să ai credință că ceea ce Dumnezeu îți spune, că trebuie să faci, că la ceea ce Dumnezeu te alege și te cheamă pe tine, e ceea ce îi cu trebuință. Pentru că, frații mei, ascultați-mă, e foarte greu uneori să crezi ceea ce ți se spune. E foarte greu, ascultați-mă, e o luptă teribilă între rațiunea noastră și Duhul nostru, pentru că, ascultați-mă, uneori ceea ce Dumnezeu ne cere, uneori ceea ce Dumnezeu ne vorbește, e greu de crezut. Dar vedeți dumneavoastră, ca să existe acest element al credinței, sunt două lucruri în ecuație și anume, primul din ele este revelația. Dumnezeu îți vorbește ceva, Dumnezeu îți transmite mesajul Lui. Și uitați-vă, atunci, întotdeauna când Dumnezeu, dragii mei, își revelează mesajul față de cineva, indiferent că suntem într-o biserică pentecostală, de orice natură, vreau să înțelegi acest mare adevăr. Dragii mei, revelația lui Dumnezeu întotdeauna este inițiată de El, nu de oameni. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, în luna a șasea, îngerul Gavril a fost cum? O zis, băi, eu mă duc până pe pământ, Doamne. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că arhanghelul Gavril a fost trimis de cine? Știți cine l-a trimis? Că pe unii nu știu uneori cine îi trimite, vă spun sincer. Dar știu un lucru, că revelația autentică, dragii mei, întotdeauna este inițiată de Dumnezeu. Inițiativa pornește de la Dumnezeu. Dumnezeu decide să-l trimită pe Gavril, te duci pe pământ, te duci la Maria și îi transmiți mesajul acesta. Pentru că revelația, dragii mei, este inițiată de Dumnezeu. Mai mult de atât, revelația asta este comunicată prin cine vrea Dumnezeu. În momentul ăsta, dragii mei, în etapa asta, Dumnezeu alege un înger, un arhanghel, și anume pe Gavril. Dar Dumnezeu, dragii mei, de atâtea ori în istorie a ales azi mesageri. Nu contează, ascultă-mă ce spun, fața mesagerului, nu contează statutul social al mesagerului, nu contează nici măcar modul prin care îți vorbește Dumnezeu, contează mesajul, contează conținutul. Pentru că au fost, în istoria biblică, au fost momente când Dumnezeu i-a vorbit la un om și printr-o măgăriță, și știți bine asta. Pentru că, ascultă-mă, revelația autentică și adevărată e inițiată de Dumnezeu, e transmisă de Dumnezeu prin cine vrea El în mod suveran. Țin minte când povestea un păstor, zice, m-am dus cu un alt păstor, ne duceam undeva la o evanghelizare, un fel de conferință evanghelizare, la noi le băgăm 2 în 1. Și a zis, noi acum, eu cu ăsta, ce subiect aveam pe drum 3 ore până la biserica aia, la conferință? Sfârșitul lumii. Bă, cum va fi? În câte valuri? Cu mască, fără mască, cum o fi, nici nu știm. Și tot aveam un debate din ăsta teologic. Și la un moment dat, când să intrăm în biserică, zice, doar eu am fost șocat, păi mi-a marcat experiența asta. Când tot gândeam acolo, cum va fi totuși, că știi, cu chestia aia, cu Israelul, dar cum e cu teza preteristă, dar cum e pretribulaționism, e post-tribulaționism, cum e mitribulaționism, avem tot felul. Și eu zic, uite o fetiță la noi. Uite o fetiță mică, 10-11 ani. Și o zice, s-a uitat la mine și la colegul meu păstor, noi deja pregătiți acolo de subiect, a zis, Domnul a zis, așa va fi răpirea, dintr-o dată. Deci ne-am bătut capul 3 ceasuri pe drum. Prin cine? Printr-o fetiță? Da. Pentru că, dragii mei, revelația Dumnezeu inițiază, o comunică prin cine vrea El binecuvânta. Mai mult de atât, revelația lui Dumnezeu, dragii mei, este adresată specific. Ascultați-mă, arhanghelul Gavril, când a fost trimis din cer de Dumnezeu, nu a greșit 3 adrese până a ajuns la el. Am participat undeva, nici nu știu bine zis sau nu, dar poate e bine, preventiv așa. Am fost la un moment dat undeva și la un moment dat o cineva zice, așa vorbește Domnul. Îi cineva aici, a intrat în biserică în seara asta și ai zis așa, și ai zis așa, și ai zis așa, și ai un pachet de țigări la tine. Domnul spune acum, ridică mâna sus, mă ridică vreo 5. Unul a zis, nu 5, s-o speria și el. La un moment dat s-au scris de genul, știți eu, lucrare profetică și vin vreo 4-5 și o asumă. Mă, care acum? Oameni buni, când Dumnezeu vorbește, ascultați-mă,
Vorbește atâta de clar, vorbește atâta de specific, încât nu greșește nicio adresă. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice că în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate, în Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Acum, asta e partea de revelația lui Dumnezeu. Întrebarea este, dragii mei, reacția omului. Pentru că de aici, elementele credinței înseamnă revelație și reacție umană. Uitați-vă puțin, vă rog, la Maria. Și ce face Maria, dragii mei? Maria, dragii mei, își pune întrebări. E tulburată, în primul rând, e foarte tulburată, zice, dar stai puțin, despre ce e vorba? Mai mult de atât, auziți, spune versetul 29 aici, cuvântul lui Dumnezeu, tulburată și foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreabă singură, se întreba singură, ce poate să însemne urarea aceasta? Mai mult de atât, spune că Maria, în versetul 34, a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat, adică nu-mi pot imagina cum se poate ca eu să devin mamă. Cum e posibil ca eu să nasc? Cum e posibil ca să se întâmple toate lucrurile acestea? Și ascultă-mă, e foarte normal să ai întrebări. Dragii mei, credința nu exclude întrebările. Credința, dragii mei, nu-ți anulează întrebările pe care trebuie să le ai sincer înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, ascultați-mă, nu mi-a cerut mie și dumneavoastră să tragem obloanele rațiunii. Dumnezeu, dragii mei, nu mi-a mie un creier și dumneata. Nu ți-a dat o minte anuită să nu aștepta să o folosești. Dumnezeu vrea să-ți folosești mintea anuită pe care ți-o dat-o prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să cercetezi, Dumnezeu vrea să analizezi, Dumnezeu vrea să pui întrebări. Pentru că atunci când pui întrebări, primești răspunsuri. Și Maria, dragii mei, primește răspuns din partea lui Dumnezeu. Uite cum se va face, uite ce se va întâmpla, uite cum va fi. Maria acceptă planul lui Dumnezeu și spune, asta e credința asumată a Mariei. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Mai mult de atât, dragii mei, și de unde deduc faptul că Maria a crezut ceea ce Iisus i-a spus? Pentru că eu te întreb încă o dată în seara asta, ești sigur că vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească? Pentru că dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, trebuie să crezi că Dumnezeu știe ce alege, cu alte cuvinte. Auziți ce îi spune Elisabeta, versetul 45, e o profeție, și auziți ce spune, ferice de aceea care a crezut. Ferice de aceea care a crezut, adică Maria a crezut ceea ce Arhanghelul Gavril din partea lui Dumnezeu i-a spus. Oricât de absurd pare uneori ceea ce Dumnezeu îți vorbește. Dar ascultă-mă, când Dumnezeu îți vorbește și dacă vrei și ești sigur că Dumnezeu vrei să-ți vorbească, înțelege că trebuie, dragul meu, să ai credință în alegerile pe care le face El. Al doilea lucru, și te întreb din nou dacă ești sigur, 100%, vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească. Și de ce? Pentru că trebuie să mai îndeplinești un criteriu. Nu numai să crezi, doi, trebuie să accepti condiția pe care o ai tu în raport cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trebuie să vezi rolul în raport cu Dumnezeu. Știți de ce? Fraților, gândiți-vă în felul următor. Maria probabil că avea, cei mai mulți spun, poate undeva 17 ani, 16, 18, undeva pe acolo oricum. Așa era definită o fecioară în perioada respectivă ca vârstă biologică. Și acum gândiți-vă în felul următor. O fecioară simplă pe numă Maria dintr-un oraș cu o reputație proastă. La un moment dat, vă aduceți aminte ce spune cineva în Noul Testament? Zice, poate să iasă, dar chiar poate acum să iasă ceva bun din Nazaret? Tocmai în locul cel mai disprețuit, pentru că era Galileea neamurilor, au zis Dumnezeu alege pe o tânără, pe o fecioară pe nume Maria. Și acum, frații mei, fiți atenți. Dintr-o dată să te trezești înaintea ta, oameni buni, nu vă puteți imagina ce șoc o putut să aibă Maria. Să vină înaintea ta nu oricine, să vină înaintea ta Arhanghelul Gavril care stă înaintea lui Dumnezeu. Și să vină să spună, auziți cum îi se adresează? Știți cum îi se spune? Plecăciune ție. Plecăciune ție. Căre i s-a făcut mare har. Mai mult de atât, știți cum îi se adresează Elisabeta când se întâlnește cu ea mai târziu? Îi spune,
Zice în felul următor, într-un mod foarte reverențios, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că femeia aceasta i-a zis așa, zice, ea a strigat cu glas tare, Elisabeta către Maria. Gândiți-vă, Elisabeta era mai în vârstă, asta era tânără, era rudenii, dar a zis așa, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie, adică ce onoare, ce privilegiu să vină la mine mama Domnului meu. Tot într-o dată, imaginați-vă cum îi se adresează Arhanghelul Gavril, Elisabeta Mariei. Și cu toate acestea, știți cum se prezintă Maria în raport cu Dumnezeu? Pe toți mă numim mama Domnului, plecăciune ție. Nu e așa că fratele păstor, fratele proroc, evanghelist, doctor în teologie, și ce spune Maria? Iată roaba Domnului. Facă-mi se după cuvintele tale. Este un lucru extraordinar. Știți ce e extraordinar, dragii mei? Să înțelegi care este condiția ta în raport cu Dumnezeu. Să înțelegi cine ești de fapt în raport cu Dumnezeu. Maria spune, eu sunt roaba lui Dumnezeu. Cu toate privilegiile care mi-au fost acordate, cu toată revelația, cu toată misiunea specială pe care Dumnezeu mi-a dat-o, ascultați, ea spune, știți ceva, eu sunt roaba lui Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar, știți? Am citit undeva și mi-am notat și nu vreau să stâlcesc vreun cuvânt de aici, dar atunci când Regina Victoria a Marii Britanii a fost epoca aceea victoriană plină de avânt și de succes economic și colonial pentru britanici. Ea la un moment dat, apropiindu-se de bătrânețe, l-a numit pe fiul său, pe Eduard al VII-lea, coregent. Și a avut loc o slujbă, dacă vreți, de intronizare, cumva în timpul vieții ei, ca să se asigure o succesiune, o tranziție spre putere liniștită. Era într-o catedrală celebră din Londra, Westminster Abbey. Și la un moment dat, imaginați-vă corul acela imens, splendoare, slujbă, coroane, aur mult, diamante, visul unora. Ei, și la un moment dat, auziți, Regina Victoria face o chestie extraordinară, începe să plângă. Ceva atipic pentru regi, că își trebuie să țină foarte sobri, să-și cenzureze toate emoțiile. Numai că Regina Victoria nu se mai poate stăpâni din plâns și începe să plângă în hohote, în timpul slujbei de intronizare. Și auziți, îi spune lui Dean Farrar, acest capelan al bisericii Westminster, al catedralei Westminster Abbey, vă citez. Plâng pentru că aș vrea atât de mult ca să fiu în viață la revenirea Regelui Iisus Hristos. Mi-ar place atât de mult să-mi pun coroana regală la picioarele Regelui Regilor și al Domnului Domnilor Iisus Hristos. Știți de ce, dragii mei? Pentru că înțelegi și pentru că trebuie să realizezi care este condiția ta în raport cu Dumnezeu. Ce înseamnă, cum sună, dragii mei, în tot democrația în 2023, originală, cum e a noastră, într-adevăr, dar cum sună, dragii mei, rob, titlul de rob, nu-i așa? Cum te prezinți ca rob? Cum să te prezinți ca rob? Nu-i așa că sună demodat? Și cu toate acestea, Maria a zis, iată roaba Domnului. Cum se prezintă Pavel, roba lui Iisus Hristos? Pentru că, dragii mei, oamenii ăștia și-au înțeles condiția pe care au un raport cu Dumnezeu. Maria înțelege condiția ei în raport cu Dumnezeu. Înțelege, dragii mei, că robul are un stăpân și stăpânul nostru este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Robul are și un statut. Noi, dragii mei, ca robe lui Dumnezeu, suntem proprietatea exclusivă a lui Dumnezeu. Robul, mai mult de atât, are o slujbă. Are un stăpân, are un statut și are o slujbă. Și, dragii mei, vreau să înțelegeți că slujirea mea și a ta nu este una opțională, ci este una, dragii mei, absolut, dragii mei, obligatorie. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel, dacă vă aduceți aminte, când se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, nu îi zice în felul următor, Doamne, ce ai vrea să fac și de ce? Pentru că uite ce aș vrea eu să fac. Dumnezeu îi spune, asta trebuie să faci. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Îți cunoști tu raportul pe care l-ai cu Dumnezeu? Îți cunoști condiția pe care o ai în raport cu Dumnezeu?
Sau uneori așa te umfli, bă, a lucrat Domnul pe tine, nu știu ce, a ajutat pe cineva, s-a confirmat că ce ai făcut tu, s-a întâmplat, succes, rezultate. Nu e așa că ne vine să ne tragem aer în piept așa, bă, ce grozav suntem, bă, cum a lucrat Domnul prin noi, bă, ce a făcut Domnul prin noi? Maria, deși e tânără, nu ia valul. Și spune, iată raba Domnului. Știți cât de greu a fost pentru... Vreau să vă gândiți puțin. Pe parcursul vieții Mariei, gândiți-vă cât de greu a fost pentru femeia aceasta să facă tranziția de la Iisus Fiul meu la Iisus Fiul lui Dumnezeu. Mamele sunt foarte posesive. Și uitați-vă că mă văd pe mine. Adică nici nu vreau să mă gândesc ce criterii de selecție o să am pentru cele trei nurori. Socul cu trei nurori. Dar știți, imaginați-vă instinctul ăla matern. Și totuși, la un moment dat, să înțelegi că Iisus, da, e Fiul meu, dar mai mult decât e Fiul meu, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Imaginați-vă, dragii mei, ce trebuie să însemne pentru Maria să-și suprime instinctul matern în fața identității mesianice a lui Iisus. Imaginați-vă ce însemna pentru Maria la 12 ani. Că eu am unul acolo pe la 12 ani acum. Și așa vine câteodată să-l disciplinez. Bine că nu, cred că e pe aceea, nu știu. Imaginați-vă la 12 ani Iisus dispare din apropierea lui Iosif și a Mariei. Ei se duc la templu, nu? Și la un moment dat, după ce îl caută vreo 3 zile, la un moment dat îl găsesc pe Iisus unde? În templu. Și Maria zice, bă băiete, cu alte cuvinte, dar unde e umblat? Ne-am făcut griji. Și au zis ce replicare Iisus. Dar nu știați că eu trebuia să fiu unde? În casa tatălui meu? Și trebuie să suprim instinctul matern pentru că identitatea mesianică a lui Iisus începe să se evidențieze. Bun, hai să mergem puțin mai departe. Nunta din Cana Galilei. Ne plac nunțele numai când dăm bani, nu. Trebuie să recunoaștem. De-aia trebuie cântare, să poți să dai cumva. La nunta din Cana spune cuvântul lui Dumnezeu că apare o criză foarte mare, să termină vinul. Și acum ăștia merg la Maria, du-te, spune la Iisus ceva. Bun, Maria merge la Iisus, zice, o rămas fără vin. Da? Și au zis ce îi spune Iisus. Și ce spune Iisus? Femeie, ce am eu, face cu tine. Dar cu mine vorbește așa? Până eu te-am crescut. Corect? Bă, și după ce se mărită, îi spui asta. Și după ce se însoară, ești... Dar cât i-am făcut eu pentru tine? Dar ți-am dat 10, am cumpărat apartament și am făcut... Nu e așa că instinctul ăla matern de foarte multe ori la în tine? Și totuși să înțelegi că e mai presus de orice. E Fiul lui Dumnezeu. El e Fiul lui Dumnezeu. Vă mai duceți aminte, mai este un episod foarte sugestiv în direcția asta, să înțelegeți că la un moment dat trebuie să suprime sentimentul matern în fața identității mesianice. La un moment dat îl caută Maria și cu frații lui Iisus. Iisus predică, e plin de oameni în jurul lui și zice unul, zice, învățătorule, te caută mama ta și frații tăi. Și au zis ce spune Iisus. Cine? Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și arată cu degetul spre mama ei, lui și spre frații lui. Ce spune Biblia că a făcut? O arăta cu degetul spre cine? Spre ucenici. A zis, iată mama mea și iată frații mei, căci oricine face voia tatălui meu, acela mi-este tată, mamă și frate. Trebuie să recunoaștem, dragii mei, că e greu uneori să treci peste lucrul ăsta. E foarte greu să suprim lucrul ăsta. Dar știți ce e important? Să-ți înțelegi condiția în raport cu Dumnezeu. Și ce spune Maria? Cu toate privilegiile, cu toate că mă numesc alții mame ca Domnului, cu toate că mi se spune binecuvântat ești între femei, cu toate că vine Arhanghelul Gavril și spune plecăciune ție. Maria spune, iată raba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Bun, un al treilea aspect aici, ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Și de ce te întreb asta? Pentru că trebuie să asculți de cerințele pe care ți le trasează Dumnezeu.
Pentru că trebuie să crezi în alegerea care a făcut-o pentru viața ta. Pentru că mai apoi trebuie să, ascultă-mă, pentru că trebuie să-ți cunoști condiția pe care o ai în raport cu Dumnezeu. Că ești rob al lui Dumnezeu. Mai mult de atât, ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu. Știi de ce? Ne place foarte mult povestea cum vine un arhanghel din cer, cum totul se schimbă, superb. Dar uitați-vă la conținut, oameni buni. Pentru că vreau să înțelegem cât de mult cu adevărat tânjim să ne vorbească Dumnezeu. Și de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește, trebuie să asculți de cerințele pe care ți le trasează El. Și vreau să vă spun un lucru din capul locului. Cerințele lui Dumnezeu nu sunt negociabile. Dumnezeu nu negociază cu tine. Dumnezeu, dragii mei, nu-i Comisia Europeană la care mai merge al nostru Ciolacu și cine mai merge să mai negocieze decât un capitol din PNRR să ne mai lase, să ne mai dea. Nu merge! Dragii mei, cu Dumnezeu nu se negociază, cerințele lui Dumnezeu nu sunt opționale, cerințele lui Dumnezeu sunt condiționate, dragii mei, de o ascultare totală și ascultați-mă, nu ai libertate de opțiune în prezența lui Dumnezeu, oricât de demodat, oricât de arhaic ar părea ceea ce vă spun acum, dragii mei, nu poți negocia cu Dumnezeu nimic. Pentru că voia lui Dumnezeu nu este negociabilă. Principiile lui Dumnezeu, poruncele lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu nu se negociază. Nu există, ascultați-mă, oricât de poate folosim într-un mod uneori, poate și nepotrivit, spunem voluntariat. Nu există, slujirea nu-i voluntară. Nu există voluntariat în slujire, dragii mei, slujirea e obligatorie. Pentru că dacă înțelegi când Dumnezeu îți vorbește și dacă vrei ca Dumnezeu să-ți mai vorbească, ascultă ce vreau să spun, trebuie să asculți 100% de cerințele Lui. Hai să ne uităm foarte puțin la două, trei aspecte aici. Maria probabil că și-ar fi dorit, vă spun, să negocieze momentul cu Dumnezeu. Și se putea să spună Maria, Doamne, sună foarte fain ce vrei să faci lucrarea prin mine, ești privilegiată să mă alegi pe mine dintre toate femeile, să îl nasc pe Mesia, dar știu-o zlogodită. Nu s-ar putea totuși să vină copilul, nu s-ar putea totuși Mesia să se nască anul viitor, după ce ne căsătorim, că peste cultura asta, oamenii, ce o să zică? Hai să ne gândim puțin. Nu e așa că ai vrea să negociezi cu Dumnezeu uneori momentul când te cheamă să faci ceva? Eu sunt ferm convins că Maria și-ar fi dorit, dragii mei, ca Iisus să vină mai târziu, omenește vorbind. Și de nu poți negocia cu Dumnezeu momentul. În anul 2004, eram la finalul clasei a 12-a. Apropiam de bacalaureat. Stresul meu mare era matematica, trebuie să recunosc. Da, Domnul meu, da, biruință. Și țin minte că concomitent cu bacalaureatul, cu finalul clasei a 12-a, eram de câteva luni de zile întors la Dumnezeu. Dumnezeu începe să-mi vorbească clar și specific, vreau să te duci la București, la teologie. Și acum oamenii din jurul meu, atenție, bine intenționați, când le-am comunicat decizia mea că, uite, Domnul vorbește că trebuie să mă duc la institut, prima întrebă, ești sigur? Și a doua mare insistență din partea unora din jurul meu, care, repet, mă iubesc și care erau bine intenționat în felul lor, am zis, mă doare el, fii atent, sună bine. Dar du-te, fă-ți o facultate, du-te 4 ani, fă-ți o facultate, să ai o pită, știți aia? Să ai ceva sigur și după aia, peste 4 ani, nicio problemă, fă teologia, fă-o la FF. Dar nu te du acum. Aproape toți oamenii mi-au spus să amân momentul plecării la teologie. Și a trebuit la un moment dat să stau în prezența lui Dumnezeu, deși nu eram tare inițiat în relația cu Dumnezeu, nu știam foarte multe detalii, dar am înțeles că Dumnezeu spune acum sau niciodată. Acum sau niciodată. Pentru că vreau să înțelegi un lucru, tu nu poți să-ți negociezi cerințele lui Dumnezeu. Tu nu poți să stai la masa de negociere cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-și negociază momentele cu tine. N-a făcut-o cu Maria, gândiți-vă cât de mult probabil și-ar fi dorit femeia asta să amâne Dumnezeu momentul ăsta al venirii lui Iisus, pentru că era logodită. Imaginați-vă scandal.
Imaginați-vă ce a urmat pentru femeia asta. Bun, haideți să ne gândim poate ce și-a mai fi dorit să negocieze Maria. Numele măcar. Mai oameni buni. Spune cuvântul Domnului, auziți ce spune, îi spune Gavril. Apropo, ia tableta și notează-ți. Fii atentă. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele. Da, Doamne, nu mă las să-i pună numele totuși acum. E primul meu copil, e primul meu născut. Lasă-mă ca să-i pun numele. Și o spune Dumnezeu, nu. Nu e așa, dragii mei, că am vrea uneori anumite lucruri să le negociăm cu Dumnezeu. Anumite lucruri care credem noi că parcă sună mai bine. Știți ce am vrea să mai negociăm noi cu Dumnezeu? Locul. Nu doar momentul, hai, numele pus așa, dar gândiți-vă, un lucru mare pe care am vrea noi și credem noi că putem să-l negociăm în cerința lui Domnului, e locul în care Dumnezeu să lucreze. Știți că, imaginez că Maria a zis, Doamne, îs tânără, îs fecioară, măcar dorința asta, am înțeles, trebuie să-l nasc pe Mesia, am înțeles că trebuie, fiind necăsătorită, o să iasă un scandal monstru deja, parcă văd reacții la sinagogă, parcă văd pe Facebook acolo mesaje, dar știi, Doamne, măcar vreau să nasc aici la Nazaret. Nu e așa că în locul în care ești familiarizat, parcă vrea ca Dumnezeu să lucreze cu tine acolo, unde ți-e ție călduț, unde mai știi pe unul pe altul, unde dacă nu merge cu rugăciunea, merge cu un telefon, cu o pilă, cu o relație, acolo parcă te mai descurci. Să mai deschide câte ușă la spital, până în altă parte. Știți unde naște Maria? Unde a născut Maria? Pe întâiul ei născut. Într-un oraș străin pentru ea, pe drumuri, la marginea unui oraș străin, într-o iezle, într-un loc în care stăteau animalele. Nu e așa că măcar cerința asta ai vrea ca Dumnezeu să poți negocia cu El. Ce spune Dumnezeu? Nu negociez momentul când te chem? Nu negociez numele? Nu negociez cu tine absolut nici măcar locul? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu știe când, cum și de ce. Am un prieten păstor care a crescut într-o biserică. Acum am crescut în biserica asta de mic, mă, era sătul de biserică. Știți că uneori când crești și stai în același loc, îți dorești, I want to break free, vrei să pleci, vrei să explorezi. O terminat teologia și știi ce, o visat cu ochii mari deschiși și a zis, cred că Dumnezeu mă va trimite, a vrut să plece oriunde. Numai acasă nu a vrut să se mai întoarcă. Era un mic detaliu, taică-su era păstor. Și ascultați, după ce termină teologia, unde credeți că îl trimite Dumnezeu? Exact în biserica, știți care? În biserica lui în care a crescut și unde păstor era taică-s-o și mai trebuia să se și pensioneze și nu prea voia. Și mi-a spus, am vorbit cu el în atâtea locuri și a zis, Dorel, mă tot rog, Doamne, fă cumva să nu mai rămân aici. Țin minte că eram la Ștei pe vremea aia și a venit la mine hotărât, Dorel, nu, eu mă duc în altă parte, uite, am ofertă, mă duc acolo. Era hotărât omul în inima lui. O vine la biserică să termină programul și vine o soră din biserică. Frate Dorel, poți să vorbesc? Da, zic, eu vă las. Nu, zice că nu nimic de ascuns. Frate, zice, mi-a zis Domnul că trebuie să te întorci la casă să slujești. Este locul unde n-ai vrea să te întorci. Este locul unde n-ai vrea să slujești, nu poți să negociezi cerințele cu Dumnezeu niciodată, pentru că e suveran. Amen? Bun, ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Mai spun un argument. Știi de ce? Pentru că va trebui să accepți sau puneți în paranteză, dar nu prea, să suporți consecințele ascultării de El. Tot e fain până aici. Pentru că, ascultă-mă, când Dumnezeu îți vorbește, trebuie să te pregătești ca în urma ascultării tale să suporți niște consecințe. Și acum, una dintre consecințele clare de la care trebuie să te aștepți când accepți planul lui Dumnezeu, când îl asculți pe Dumnezeu, și ce va trebui să înțelegi? Că trebuie să-ți abandonezi toate planurile tale. Să le arunci la coșul de gunoi. Bun, hai să ne gândim puțin. Eu acum, bun, evenimentele care se petrec aici se urmă cu cât? Cu 2000 de ani, fraților.
Hai să contextualizăm, să înțelegem puțin mai bine spiritul evenimentelor. Maria cu Iosif, care era statutul lor? Erau cum? Am lămurit-o, da? Nu ne certăm de la ei, erau logodiți. Bun. Faptul că erau logodiți însemna următorul detaliu, că aveau stabilită data anunții. La evrei, când se făcea logona, să știa data anunții. Nu, acum imaginați-vă așa. Maria și cu Iosif și-au ales sala de nunți. Contextualizez să înțelegem puțin. O trimis listele cu invitați și-o pus nașii. Muzica, bijii. O chema și predicatorul, alegeți. Totul era pregătit, da? Wow, pe 25 iunie avem nunta, vă așteptăm la nuntă. Și apare dintr-o dată, de nicăieri, apare Arhanghelul Gavril, te tulbură și spune: plecăciune ție, felicitări, Domnul te-a ales pe tine, va trebui să-L naști pe Mesia. Acum? Da. Dar nu... Lasă. Și dintr-o dată toate planurile pe care Maria și le-a făcut cu Iosif, dragii mei, se destramă. Știi de ce? Pentru că atunci când îl asculți pe Dumnezeu, trebuie să fii pregătit să suporți consecințele. Și una din ele este să-ți abandonezi planurile tale. Efectiv, să-ți întoarcă Dumnezeu viața pe dos cu 180 de grade. Să nu mai știi de unde să te apuci uneori. Pentru că Dumnezeu tulbură toată ordinea pe care tu ți-ai stabilit-o. La ce să te aștepți o altă consecință când îl asculți pe Dumnezeu? Să ai parte și de ironie și de prigoană din partea oamenilor și prigoană din partea diavolului. Și oamenii fac echipă, credeți-mă, cu alții și din lumea cealaltă. Bun. Am mai spus-o, cred, în biserică, dar vreau să fiți foarte sinceri și să vă gândiți: hei, e o tânără de 16, 17, 18 ani, da? Maxim. Care într-o zi, după ce stă 3 luni de zile la Elisabeta, aia s-a ținut ascunsă, Maria umăr să se întărească cumva spiritual, pentru că știți ce-i fain? Maria, zice Biblia, că a fugit în grapă după ce a vorbit Domnul. Unde a fugit? Și la cine a fugit? La o altă persoană care a vorbit Dumnezeu, pentru că uneori știi cu cine poți să vorbești anumite lucruri? Numai ăia care au parte de aceleași experiențe ca și tine. Pentru că uneori degeaba ți-ar împărtăși ție anumite lucruri, că nu-ți vine să crezi. Dar se duce la Elisabeta, și de ce? Pentru că și Elisabeta îi vorbește Domnul și ce îi vorbește Domnul șochează. Și stă 3 luni de zile. Ei, după 3 luni de zile, vine acasă. Și poate luna 4-a, și luna 5-a, și luna 6-a, cât s-a ascunzi. Și dintr-o dată nu... Încep să vadă, bă, dar ce s-a întâmplat? Și o cheamă ăștia la comitet. Hai încoace. Și îl cheamă pe Iosif. Ce a făcut? A păcătuit. Și acum Maria spune: știi, în urmă cu 6 luni de zile, Arhanghelul Gavril... Imaginați-vă staborul acolo de rabini. Ce, mă? În urmă cu 6 luni de zile, Arhanghelul Gavril, într-o noapte, la timpul meu de părtășie, și a venit și mi-a spus că plecăciune ție, Domnul m-a ales, eu vreau fi mama Mântuitorului, prin mine ceea ce vedeți, ceea ce se vede în pântecele meu și crește, e Mesia, e Mântuitorul lui Israel, e de la Duhul Sfânt. Și ce a zis? O slăvit să fie Domnul, aleluia, nu? Credeți că asta a fost reacția? Care credeți că a fost reacția? Frate secretar pregătește fișa de exmatriculare, proces verbal. Cine credeți că a crezut-o pe Maria? Doar să știți că an și an de zile mai târziu, când Iisus deja are 30 de ani în activitate publică, și ce ziceau ăștia la un moment dat, evrei: hai, Dumnezeu, că știm. Noi zicem, noi nu suntem fii din... Credeți că a crezut cineva măcar din vremea aia varianta Mariei? Ok, vrei să-ți vorbească Domnul? Ești sigur că vrei să...
Ești sigur că vrei să suporți consecințele astea? Să fii bajocorit de oameni? Să fii hărțuit de celor rău? Să se lupte cu tine pentru că îl deranjezi, pentru că îi tulburi liniștea, pentru că îi tulburi oamenii prin care uneori lucrează? Să fii față în față și să spui în numele lui Iisus Hristos trebuie să fac asta și lucrarea ta începe să deranjeze și rugăciunea ta și postul tău și lacrimile tale și planul pe care l-are Dumnezeu cu tine începe să deranjeze și să irite pe oameni, să enerveze, să înceapă să spună în dreptul tău fel și fel de povești, să-ți inventeze mizerii care să le torne asupra ta. Știi de ce? Pentru că lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă cu tine deranjează. Vrei să ne vorbească Dumnezeu? Vrem, Doamne vorbește, că rog, replica noastră clasică, e ca și un fel de sănătate, ai sănătat sănătate. Cam asta vorbește Doamne, robul tău ascultă de prea multe ori pentru unii în biserică. În această seară am vrut să venim în cuvântul Domnului și să înțelegem mai bine ce înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu. Ce implicație are de asta de a-ți vorbi Dumnezeu? Trebuie să crezi. Trebuie să înțelegi condiția, să nu cumva să te ia valul, bă, mi-a vorbit Domnul, să vezi ce-a făcut Domnul, m-am rugat să o vindecat ăla și încep să povestească ce-a făcut Domnul prin... Hei, oprește-te, sunt doar un rob al lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să înțelegi în această zi că există condiții pe care Dumnezeu ți le pune. Când Dumnezeu vorbește, pune condiții. Trebuie să faci aia, dar faci cum spune, nu cum vrei tu. Și există consecințe. Bajocura oamenilor să-ți arunci planurile toate la coșul de gunoi și să spui, Doamne, ok, fă-mi tu agenda, că nu mă mai fac, eu am înțeles, Doamne, unde vrei, ce vrei să fac, acolo mă duc. Nu așa că uneori te trimite Domnul un lucru în care nu ai vrea să mergi, dar asta înseamnă să-L asculți pe Dumnezeu, să vrei cu adevărat să-ți vorbească Dumnezeu. Dar există un preț al ascultării de Dumnezeu și am văzut care îi. Dar există și un premiu al ascultării de Dumnezeu. Există un premiu al ascultării de Dumnezeu. Și asta este incomparabil. Dumnezeu binecuvântează pe Maria și auziți, îi spune, versetul 28, Gavril îi spune Mariei, binecuvântată ești tu între femei. Ești binecuvântată. Și de ce? Pentru că oamenii cărora le vorbește Dumnezeu, oamenii care cred ce le vorbește Dumnezeu, oricât de uneori pare atât de dificil, de neînțeles, de nonsens, oamenii, ascultați-mă, oamenii mai apoi, dragii mei, care își înțeleg condiția în raport cu Dumnezeu, oamenii care înțeleg, dragii mei, că tu trebuie să faci ce spune Dumnezeu, că Apostolul Pavel să spui, știi, iată că acum împins de Duhul mă duc la Ierusalim, poate că n-aș vrea să mă duc, m-aș duce în altă parte, că știu că mă așteaptă lanțuri și prigoană și suferință, știu că mă așteaptă nu ceva neapărat fain, dar știu că trebuie să mă duc pentru că mă trimite Domnul. Pentru că mi-a vorbit Domnul. Pentru că Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit. Ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Pentru că ascultă-mă atunci când Dumnezeu îți vorbește. Când Dumnezeu trimite un mesager, când Dumnezeu trimite uneori un înger, când Dumnezeu îți trimite un vis, când Dumnezeu de cele mai multe ori îți vorbește prin cuvântul ăsta, prin Sfânta Scriptură și uneori ceea ce citește șochează și uneori ceea ce îți vorbește Dumnezeu, efectiv te copleșește și spui, Doamne, dar ești sigur? Astea sunt condițiile tale, Doamne, nu putem negocia, Doamne, n-aș putea amâna puțin momentul, Doamne, n-aș putea să stau să mai fac puțin bani, să termin jobul ăsta, n-aș putea să termin, să-mi iau diploma și după aia să mă duc misionar, Doamne, n-aș putea să-mi termin casa și după aia să mă trimiți, Doamne, n-aș putea, știți, să-mi văd copiii realizați, n-aș putea, Doamne Dumnezeule, să am ceva bani la saltea, n-aș putea, Doamne, să am pensia asigurată, după aia, dacă vrei, uite, mă implic. Dumnezeu nu-și negociază momentele cu tine când te cheamă, acum ori niciodată. Dumnezeu nu negociază locul în care vrea să te folosească. Dacă trebuie la Betlehem să se întâmple, la Betlehem se va întâmpla, nu la Nazaret. Știu că ți-ai dorit, știu că vrei un loc mai confortabil, știu că vrei într-un loc în care ești înconjurat de cei dragi, în care te poți să te mai ajute și el la un moment dat. Știu că ți-ai dorit locuri mai confortabile. Dar Dumnezeu are cerințe pe care nu le negociază cu nimeni. Sunt consecințe, da, e un preț, dar e și un premiu. Binecuvântarea lui Dumnezeu va fi peste tine. Binecuvântarea lui Dumnezeu va fi peste tine. Haideți,
Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta. Și hai să o recunoaștem înainte să ne rugăm. Știți ce ar trebui să recunoaștem în seara asta? Încep cu mine. De atât de multe ori i-am zis mecanicul lui Dumnezeu, vorbește, Doamne. Doamne, vorbește-ne, zicem noi. Dar oare chiar vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Ești pregătit pentru planul pe care l-are Dumnezeu cu tine? Ești pregătit să înfrunți cerințele Lui? Prigoana, ironia, bajocora, ești pregătit? Ești pregătit să auzi ce-ți vorbește Dumnezeu? Vrei cu adevărat să-ți vorbească Dumnezeu? Știți? Și înainte să ne rugăm, haideți să vă uitați puțin că ia auziți, Psalmul 50. Eu de mic copil am crescut în biserică, mi s-a spus că Psalmul 50, 5015, ăsta e numărul de telefon al lui Dumnezeu. Știți că ăsta e numărul de telefon? 5015, Psalmul 50 cu 15. Ce fain. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi asculta, iar tu mă vei binecuvânta. Și până acolo am citit Psalmul ăsta, sunt foarte fain, îmi place partea, Doamne, cheamă, Domnul vine, aleluia. Ajutați-mă, media, să vedeți ce urmează la versetul 16. Acum vorbește Domnul. Nu, am vorbit, nu e prima dată. Cheamă-mă, bun. Și acum începe Domnul să vorbească, ascultați. Și acum începe Domnul să vorbească. Se pântruie din crâjmă, nu știu, pântruie din club, de jos, ăștia pentru... Doamne, pentru cine asta? Pentru ăla, știu, pentru ăla care a plecat din biserică, pentru ăla, știu. Ascultați puțin. Dumnezeu zice însă celui rău, ce? Fă la studiu biblic. În limba greacă, rădăcina verbului spune așa. Ce tot înșiri tu, ce? Legile mele și ai în gură, ce? Blestem, sudalmă? Alcool? Nu, nu, nu. Auziți cui se adresează Dumnezeu și numește rău. Ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu? Și mergem mai departe să vedem de ce dă Domnul sentința asta. Când tu ce faci? Vorbește-ne, Doamne, dar dacă ne mustră noi de la Domnul, cum să fie de la Domnul prorocul ăsta? Bă, știu eu că din fire au vorbit ăsta, că l-am auzut-o, dai telefoane, bă, ăla e controversat, nu, 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 să poate, trebuia să mă laude. Vorba unui coleg, eu zis, Domn, cineva o proce, vor lucra cu tine ca în filme. De asta am vrea, numai binecuvântări, numai de toate. Și auziți, când tu urăși mustrările mele și arunci, ce? Că ți-a vorbit Domnul! Că ți-a vorbit Domnul și ne-a vorbit Domnul că trebuie să ne pocăim. Că ne plac binecuvântările, dar nu ne plac mustrările. Și auziți, și zice, arunci cuvintele mele înapoi a ta. Mai departe, e mai specific, Domnul, și parcă mai contemporan, mai pentru 2023. Și auziți, zice, când vezi un hoț, ce faci? Bă, pocăiește-te! Bă, n-am putea face un jumen împreună și poate o reușim ceva. Hai, cu combinație ceva. Când vezi un hoț, ce faci? Te unești. Dar ăsta cine? Ăla care e în gură, ce are toată ziua în gură? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și te însoțești cu preacurvarii mai departe. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Mai departe, și auziți, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Merge mai departe, iată ce ai făcut. Și o perioadă auziți, zice, Domnul, eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar Domnul vorbește. Eu te voi mustra și îți voi spune totul sub ochi. Vrea să ne vorbească Domnul, dar, Doamne, varianta aia faină, dacă se poate. Ce fain a fost pentru Maria la un moment dat când a zis Gavril, ferice de tine, plecăciune ție între... Ce cinste ți s-a făcut Elisabeta și ajunge Maria la 8 zile cu Iisus în templu. Și Domnul vorbește,
mai departe prin Simeon și spune: chiar sufletul tău va fi străpuns de sabie. Va fi și binecuvântare, dar o să fie și încercare. Haideți să ne rugăm în seara asta: Doamne, nu vrem să fim ipocriți. Iartă-ne ipocrizia. Că am zis, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Ascultă Europa FM, că vocea Domnului nu ascultă. Am fost de atâtea ori ipocrit, Doamne, și am fost ipocriți. Am zis-o mecanic, să sune bine. Aleluia, să ne vorbească, să ne vorbească Domnul. Amin! Dacă a venit după telefon, după 5015, a venit 5016, gata, s-a luat semnalul. Haideți să fim sinceri înaintea Domnului seara asta. Vă chem la o rugăciune foarte onestă, foarte sinceră. Și după tot ce am înțeles în seara asta, spui: Doamne, știi? Îmi doresc să-mi vorbești, pentru că eu cred în Tine, pentru că sunt dispus să îmi înțeleg condiția pe care o am înaintea Ta. Doamne, vreau să-mi vorbești pentru că, știi, Doamne, vreau să-mi vorbești pentru că vreau să spun că toate cerințele Tale pentru mine vor fi porunci și nu opțiuni. Pentru că, Doamne Dumnezeule, indiferent de consecințele pe care o să le am la nivel financiar, relațional, emoțional, cu anumiți oameni, indiferent, Doamne, de faptul că unul o să-mi întoarcă spatele, vreau să vorbești. Știi de ce, Doamne? Pentru că vreau premiul chemării cerești. Pentru că vreau ca într-o bună zi, împreună cu Maria, împreună cu Iosif, împreună cu Simeon, împreună cu Ana, împreună cu Zaharia, împreună cu Elisabeta, împreună cu Iacov, împreună cu Petru, împreună cu Ioan, împreună cu martirii, împreună cu cei care au murit pentru Tine, pentru că Te-au ascultat pe Tine mai mult decât dorințele și poftele lor și instinctele lor, vreau ca într-o bună zi să fiu acolo între cei binecuvântați, pentru că vreau să-mi vorbești și vreau din toată inima, nu sloganul, nu să mai zic, nu vreau să mai zic mecanic, ci vreau din toată inima să spun: cred, Doamne. Și de-aia vreau să-mi vorbești. Haideți să ne rugăm Domnului. Nu ce vrei să-ți vorbească Domnul, ci ce ai nevoie. Haideți să ne rugăm Domnului pentru nevoile noastre. Domnul să ne vorbească după nevoile și chemarea pe care o are pentru noi. Intrăm în rugăciune.